Bun venit la primul episod din seria noastră Bucharest Degustation Tour. E un serial pe care îl facem în marile restaurante bucureștene, prin care vrem să arătăm că în București se mănâncă mult mai bine decât își închipuie mulți, oricum mult mai bine decât acum câțiva ani. Acum suntem în restaurantul Corto Malteze. E un restaurant destul de nou al Bucureștiului, însă care s-a poziționat de la început drept cel mai bun, restaurantul cu cea mai bună bucătărie mediterană europeană. Mulțumim că ești oaspetele nostru. Astăzi l-am ca oaspete pe principele Michel de Laufenburg. E dintr-o familie princiară austriacă din Austria. Așa, și bineînțeles gazda noastră, Călin Căpușan, care e unul din cei doi patroni. Doi patroni sunt ai restaurantului Corto Malteze. Am venit la Corto Malteze pentru că, după evaluările noastre, e cel mai bun restaurant din București pe bucătărie mediteraneană europeană. Vrem să demonstrăm cât de bine s-a ajuns să se mănânce în București față de acum câțiva ani și față de alte țări. Deci sunt eu... În fiecare zi vorbesc cu străini, că asta e meseria mea, și acum sunt mulți care îmi spun că se mănâncă mai bine în București decât în Viena. Hai să vedem, să ne explici ce avem ca astăzi. Ca meniu, dacă poți să... Avem așa, două antreuri, două feluri principale, o brânză și două deserturi. Bună ziua, ne bucurăm tare mult că ați venit la noi. Bună ziua. Bună ziua, Gabriel Dina este numele meu. Sunt încântat. Am creat un meniu de degustare pentru Restocrasie, în care constă în o parte de tapasuri grecești, cum s-ar numi meze, da? După care partea Franței din zona bască o să avem un calamar cipirones, după care un somon bio de Scoția, miel, toate categoriile diversificate. O să vă vorbesc în detaliu la fiecare în parte. Începem cu primul. Aici avem o parte de meze grecești, cum ar fi caracatiță. Da? Noi, caracatița, stilul nostru de gătire este o frăgezim, da? o batem puțin, după care o gătim la abur. Nu are contact cu apa, doar abur cu infuzie de ierburi aromatice, da? Cu un ou bușat ținut după aia într-un sos de sfeclă, ciuperci și așa mai departe, un sus mediteranean. La noi, pește, fructe de mare, toate categoriile astea vin de două ori pe săptămână, ar fi marțea și vinerea. Menținem foarte bine standardul pentru pește și fructe de mare. Și aici avem încă două gustări, chipirosie doble cel cu două categorii de brânză, da? Cu un sos de o cremă de iaurt cu mentă, da? Și cum o denumim noi, feta tiganiti, da? Cu miere de pin și oțel balsamic și Susan, da? Brânza feta noastră este din Macedonia, da? O aromatizăm cu puțin oregano și cimbrișor, după care o rulăm și o prăjim noi de măsline. Asta o aici avem pita, da, sau focaccia? Pita, da? Și o denumim pita. Și care e diferența dintre pita și focaccia? Da. Focaccia este acea lipie subțire și crocantă. Noi aici avem categoria de pufoasă, da? Și mai... E dospită. Dospită mai bine, după care o gătim să fie, o coacem să fie pufoasă, să nu fie uscată. Da. Bine. Mersi. Și ce vin? Ca vin am ales de data asta un Chardonnay Napa Valley Beringer. Da? Beringer e foarte cunoscut în state, bine, și în Europa. Produc vin de 250 de ani. Produc atât vinuri albe cât și roșii și e un vin, ce să zic, mediu ca nivel de preț. Sper să se potrivească cu mâncarea. Noroc. Noroc, noroc. Pentru invitați. Cu drag. Foarte bună. Chiftelul.
caracatița și fructele de mare și celelalte de unde le avem un furnizor care ne aduce din Grecia. Din Grecia. De două pe săptămână vine cu mașina. A, cu mașina? Păi pleacă, se încarcă seara dimineața aici. Din Grecia poți să-l aduci cu mașina? Da. Și brânza, nu? Și brânza e, da, o brânză feta. Aromatizată cu... Cred că a pus și un pic de coriandru. Ador coriandru. No. Știu, e un gust așa unic. Calitatea a crescut drastic, sincer, că... Mai ales de... Aș spune de 4-5 ani, cam așa. Da. Nu știu de ce, dar a fost destul de exponențial, da? Dar cum spuneam mai devreme, când am ajuns aici, acum 20 de ani, cam așa, nu era nimic. Adică foarte puțin, trebuia să te duci la un hotel, să ai un restaurant aproape corect, da? În Europa, produsul e bază. Deci calitatea produsului asta face. Și rețetele în restaurantele sofisticate, sigur, însă diferența dintre marile restaurante și celelalte e dată de calitatea produsului. Fiindcă acum, mai ales acum de când cu internetul, rețetele sunt disponibile peste tot numai. Nu cred că mai există vreo mâncare de grand cuisine, de haute cuisine care să nu mai fie disponibile. Avem acum următorul fel, care se numește cipirones, da? Este calamarul gătit în stil basc, din zona Franței. Calamarul nostru este calamarul cipirones, acel mic, da? Îl gătim pe plită, da? Separat avem usturoi, roșii uscate. Noi avem niște roșii uscate foarte, foarte interesante, deci foarte bune, de la nasul roșu. Sunt uscate, sunt roșiile alea bio, da? Roșiile alea naturale, care nu sunt o formă toate deformate. Le marinează în ulei de măsline și cimbru. Noi acolo avem usturoi, roșii uscate, eșalot, puțin eșalot, pesmet panko și toate astea le gătim la foc ușor, după care adăugăm calamarul, da? Spre final panko și după ce montăm, punem un sos de coriandru. Asta este stilul basc. Țara bașilor e o nebunie cu creveți. Cu calamari, pardon, cu calamari și creveți, calamari, ei au bună. Acolo mi se pare că e cea mai bună, gustoasă bucătărie din câte am. Sunt cele mai multe restaurante cu stele Michelin pe o rază de 100 de kilometri. Bucătăria franțuzească fină, care e cunoscută aproape toată, la început se baza pe rețete italienești tradiționale, da. Prima bucătărie care a fost mai sistematizată și mai coerentă a fost cea italiană, italienească, nu cea franțuzească. Acum am pregătit somonul bio de Scoția. E o categorie foarte bună de somon. Toate că totul seamănă la fel, dar gustul e foarte, foarte diferit față de somonul care știm cu toți. Avem un sos mediteranean pe el și avem niște legume la plancea. Puțin aromatizate cu... Sos mediteranean? Cum e făcut? Avem ulei de măsline, lămâie și puțină sare. Este sosul clasic pentru pește. La care asociem un bergerac, am văzut că ați recunoscut. Se numește Cuvée de Conti. E o familie care produce vin de vreo 150 de ani. Sunt localizați în Bergerac, undeva mai jos de Bordeaux. Au gamă, toate vinurile pe care le produc sunt bio. Paranghelul e cel mai dificil de... și de găsit plante bune și de gătit. De ce? E greu să-l faci să rămână crocant și să... Trebuie să-l fierbi, trebuie să fii foarte atent dacă îl fierbi prea mult. Se face pastă? Da,
se înmoaie, dacă... Și trebuie să fie plantele tinere. În România, chiar și în restaurantele mari, dacă întreb de sos, asta e o surpriză pentru ei. Adică? Deci sunt foarte puține restaurante care au, care își trec sosurile în meniu și care fac sosuri la mâncare. De fapt, sosul e partea cea mai dificilă din bucătăria fină. Carnea acum s-a democratizat. Păi da, știu că în Franța poți să ai cea mai bună carne pe care... Cei grand chef în Franța au un specialist pentru sosul. Acum urmează un miel gătit cu ceapă verde, mărar, ierburi aromatice, la o temperatură de 95 de grade, da? Un timp mai îndelungat, de 7 ore. Noi aici avem un miel de lapte, chiar dacă este fraged, noi referim temperaturii de 90 de grade să gătească ușor, ușor. După care îl luăm, îi oferim o formă rotundă, da? După aia îl punem pe plită, da? Îi oferim o crustă exterioară și avem acolo un sos, sos de miel, care conține puțină miere, portocală, sos de roșii și alte ingrediente. Separat avem legume coapte în cuptor, legume de la nasul roșu, niște legume tinere, cum ar fi sparanghel, speclă colorată, morcov, păstârnac. La sos am adăugat și câteva pârneu. Speclă? Da. Speclă colorată? Da, specla galbenă, specla roz. Noi acum am adăugat o specla roz. E o speclă mică, nu e specla aceea care o știm noi, mov. Și ce vin e? Excelent. E un vin din Argentina, se numește Clos de los Siete, are o istorie frumoasă. E produs de Michel Roland, care e francez și care considera cel mai mare vinificator, să zic așa. Are proprietăți pe ambele emisfere. Și a fost în Argentina chemat de un producător de acolo să-l consilieze, a văzut niște terenuri, s-a dus în Franța înapoi și a zis, s-au stăt în 7 prieteni și au cumpărat un teren acolo. Și ăsta e singurul vin care de când l-au scos prima dată a avut peste 90 de puncte Parker, ceea ce e mult pentru un vin. Ne ducem la un vin roșu. O asociere foarte interesantă, foarte ușoară de asociat cu un miel, deci cu mielul gătit care l-am produs, este un Clos de la Siete, zona Argentinei, un an de referință foarte bun, 2015. Este un cupaj din 5 soiuri de struguri, ceea ce îl face mult mai interesant, mai complex și îi redă o calitate și note explicative de post, gust, nas, foarte mult profund. Mielul este absolut... Tăpește în gură, e excelent. Eu n-am ajuns la miel, dar legumele sunt... Vai, ce bun este! Wow, excelent! Noi avem în Dobrogea, și așa se numește miel de Dobrogea, care e foarte, foarte gustos. Au și un site. N-am reușit nici măcar odată să cumpăr un miel de la ei. E un român care dă totul la export. Am încercat la un moment dat să stabilim o întâlnire cu dânsul, am înțeles că e plecat prin Statele Unite mai mult și asta. Se pare că mielul de Dobrogea e foarte, foarte gustos. Da, nu știu. Asta e excepțional. Amazing. Mulțumim. Mergem cu următorul preparat. Avem, la noi se numește brie cu trufe, da? Noi avem aici o brânză brie în care avem o umplutură de mascarpone cu trufe de Transilvania. Asta e umplutura. Exact, da. Da? O ținem 24 de ore, după care o tăiem, o servim. Separat avem un vinegret de truf, da? Cu vin de Porto, oțet de Xeres, oțet de afine, ulei de struguri, ulei de măsline. Acolo avem pâine prăjită, care este pain de mie, da? E o pâine făcută de noi, prăjită cu unt, după care cu unt și felii de trufe. Și separat acolo avem un mix de salate,
asezonată cu ulei de nuci și oțet. M-am gândit că e o bună alegere briu să facem trecerea la, la desert. Hai da, e o tranziție excepțională. Avem ajuns și la desert. Plăcintă de portocale înghețată de nuci. Da? Avem înghețată de nuci pecan. Niște nuci foarte, foarte gustoase. Plăcintă de portocale însiropată cu sirop de portocale. Am pregătit și avem acolo și o portocală confiată. Da? Puțin biscuite crocant și câteva bobe de rodie. Cum e făcută plăcinta de portocale? Avem niște foi de plăcintă, de cele mai fine foi, le lăsăm la uscat două zile, da? După care începem modul de preparare cu cum ar fi tot tipul baza unor deserturi. Și noi aici avem așa, ulei de măsline, avem cremă de iaurt, da? Și smântână de gătit. Da? Și toate se încorporează cu ouăle, după care adăugăm și puțină coajă de portocală, amestecăm bine cu foile de plăcintă și le băgăm la cuptor. În momentul în care este gata și obținem această culoare frumoasă aurie, adăugăm siropul de portocală. Da? Și este însiropat. Da, exact. Este o plăcintă însiropată. Arată bine. Da, este foarte gustoasă. Arată foarte bine, da, da, sunt convins. Bine, o să bună. Iar de băut avem... Avem un muscat odasti, se numește. E un vin spumant dulce din Toscana, cu alcool foarte puțin, are 4,5% alcool, ca să-ți curețe la sfârșit papilele. E cidru? Da. Mai puțin ca cidru, este cidru care are 5,5%, da? Ăsta are 4,5% alcool. Un vin de desert, un Bianco Spino, la Spinetta, care e un vin dulce de desert, dar este frizant. Așa că este foarte recomandat să-l avem acolo alături de ceva gustul tropical, puțin fistic, caramelizat, să vină în completare cu, cu eticheta pe care noi am pus-o la dispoziție. Mm. Excelent! Lejer. Lejer, așa, da. Și gustos. Și... Nu știu cât e de lejer, că totuși e foietaj, dar... Și delicat. Dar gustul ăsta de... Și delicat, adică da. E... Băiatul e foarte talentat. Și ultimul preparat al nostru este orezul cu lapte, cu spumă de caramel sărat și cranț de semințe. Noi acolo avem un orez gătit la o temperatură foarte mică, de 60-65 de grade, o plită, timp de 3 ore. Avem grijă de el, cât să scadă laptele, să-și absorbă orezul cât are nevoie, după care, separat, facem o bază de smântână bătută, frișcă bătută, mascarpone, zahăr, baton de vanilie, da? După care amestecăm orezul și pe aia separat facem o spumă de caramel sărat, da? Avem baza de caramel plus sare. După care amestecăm cu o spumă bătută de frișcă și la final avem cranțul de semințe, cum ar fi fistic, alune de pădure, migdale, da? E o idee foarte, foarte bună. N-am avut persoană să zic că nu a fost bun sau a fost așa și așa. Deci nu a existat, este extraordinar. Când spuneți orez cu lapte, spuneți orez cu lapte, dar când începeți să-l gustați, deja se duce în altă parte gustul. Bine, poftă bună și mi-a făcut plăcere și vă doresc o zi bună în continuare. Mersi mult! Orezul cu lapte, să vă spun cum am zis să-l aducem. E în Paris, se numește un restaurant La Mijan. Cum? La Mijan. A, da, da. Care da, e tot da, basc. Da, da, da. Și da. Care... E cunoscut odată că șeful bucătar e un pic sonat, adică dacă nu-ți place mâncarea, se întoarce farfuria de mâncare. Vine și te-a. De ce? Spune-mi, explică-mi ce nu ți-a plăcut. Susceptibil, așa, da. Da. Așa. Dar are un orez cu lapte genial, aha, pe care la sfârșit de masă vine cu orezul, caramelul sărat, niște fructe caramelizate, uscate și
spui tu cât vrei. Dacă vrei să-ți pui acasă, îi spui să-ți aduc o caserolă și îți pui și acasă. Da. Și acolo am mâncat prima dată și l-am întrebat rețeta și a zis, rețeta o găsești pe internet. Da. Uită-te pe internet, sunt filmat când gătesc. Și am încercat și am făcut-o, adică e făcută după ce am văzut acolo. Probabil că nu e la fel de... Cât costă meniul de degustare? Meniul de degustare? La ce preț? La noi l-am pus aici cu preț cu mâncare 270, cu pairing 410. V-am spus, la pairing de vinuri, noi nu ne-am pus acum mai puțin. Paharul e... Deci câte? 3 vinuri? A, deci asta este și un meniu pentru clienți. 3-4. 4 vinuri. 4 vinuri, da. E un meniu pentru clienți. Păi da, asta e ideea. Da, am crezut că o să facă? Nu. E un meniu care să fie permanent. Permanent. Inserat în meniul restaurantului și dacă lumea a citit despre Bucharest Degustation Tour, vine și zice, vreau meniul ăla. Exact, am înțeles. Restaurantul ăsta nu l-am conceput ca prânz, ci ăsta e non-stop, cum se zice în Franța. Începe la 12 și termină la ora 23. În România, puține locuri funcționează după principiul ăsta, prânz-cină. Încă nu, dar va veni. Știi ce îmi place aici în România? Este că poți să mănânci oricum, să duci la un restaurant oricum. La Paris, de exemplu, chiar la Paris. Dacă te duci după ora 2, și măcar 2, nu mai ești primit, pur și simplu, e închis, gata. Nu poți să mănânci înainte de 7, 7 jumate, 8. E un stil de viață aici care nu există nicăieri. Asta a fost prânzul cu meniul de degustare de la Corto Malteze. Nu numai că au confirmat premiul pe care l-am dat pentru cea mai bună bucătărie mediteraneană, ci a și confirmat faptul că în București se mănâncă la fel de bine ca în marile orașe și în marile capitale din Europa. Sunt foarte mulți care spun, care laudă mâncarea din diverse țări, când ajung în Grecia, în Italia, spun despre mâncarea de acolo ca și cum ar fi ceva ieșit din comun, fără să țină seama că și în București se poate mânca la fel de bine și uneori chiar mai bine decât acolo. Avem aici aproape tot ce ne trebuie, avem și produse de foarte bună calitate, avem și logistică, ca să nu mai spun de faptul că restaurantele din București, și aici vorbesc despre amenajare și despre ambianță, sunt printre cele mai frumoase din Europa. Străinii sunt absolut uimiți să vadă cât de frumoase sunt restaurantele din București. Bun, așa că vă așteptăm la următorul episod la alte restaurante. O să fie cumva o trecere prin diversele bucătării naționale. O să fie bucătărie franțuzească, o să fie bucătărie românească fină, o să fie, bucătărie italiană fină.